Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul meu la Doza cu de toate. Astăzi o să facem un tutorial cum să-ți faci un thumbnail 2009, în 2019. Da, un thumbnail cât mai atractiv, să zicem. Păi da, prima oară o să ne avem nevoie de un background și trebuie să cauți un background în ce depinde de ceea ce faci tu, adică să fie cât mai apropiat. Și mie o să-mi trebuiască un background pentru plante. Și o să dăm să căutăm un background pentru plante. Dăm aici la imagini, că pe noi o imagine ne interesează, nu altceva. Și apoi căutăm aici prin fonturi unul care ne interesează. Eu deja am găsit unul și l-am descărcat pe desktop. Nu rămâne decât să dai pe imaginea care o vrei și apoi dai și o salvezi în calculatorul tău. Apoi va trebui să găsim și să mai adăugăm câte ceva, să zicem. Uite, eu, de exemplu, tot despre plante, eu vreau să vorbesc despre plante de varză și mai anume și mai exact de varza de Bruxelles și bineînțeles varza comună, normală. Și am dat, stați așa puțin că îmi dă altceva, îmi dă localitatea Bruxelles. Trebuie să scriu exact varza de Bruxelles. Dar noi nu avem nevoie de imagine cu background. Așa că noi avem nevoie doar de varza, în cazul meu de varza în imagine. Și o să dăm aici la instrumente și dăm la culoare și dăm transparent, adică să nu avem background. Eu deja am descărcat și am descărcat-o pe asta. Asta nu are background. Practic background e transparent. Așa, am descărcat ceea ce ne trebuie, obiectele care vrem să le adăugăm, alte imagini. Apoi să scriem și ceva și să avem un scris mai frumos. Am aici un site pe care am intrat și eu și este ok. Da, nu fac nicio reclamă, l-am văzut și eu la cineva și am văzut că e interesant și face niște logo-uri faine. Și aici scrii tu ce vrei, ce îți trebuie, în funcție de ce îți trebuie ție. Și de aici, de exemplu, stai așa un pic. Deci, practic, tu scrii numele aici, ce nume vrei să faci. Ce vrei să scrii, ce anume vrei să scrii. În cazul meu, vreau să scriu varză. Pentru că eu despre varză vorbesc. În clipul la care o să pun eu thumbnail-ul și apoi dăm start, așteptăm să se încarce totul și apoi ne alegem de aici ce scris vrem noi, care ni se pare mai interesant. Aveți și mai multe, uite aici puteți să dați mai multe pagini, dar mie mi s-a părut mai interesant ăsta și o să dau click pe ăsta și apoi dai la editare, edit logo, ca să-l editezi. Așa. Și aici dacă vrei să scrii tu altceva, poate te-ai răzgândit și scrii altceva, aici poți să schimbi textul. Așa. Mergem mai departe aici la logo. Aici dacă vrei să schimbi culoarea la text, are culoarea din centru, culoarea de pe mărgini, după cum vedeți, outline. Așa. Și aici outline a doua linie care conturează textul. În fine, eu îl las așa cum este. Și mergem aici la background. Nu uitați, dacă vreți să vă apară scrisul cum trebuie, dați aici la background și dați transparent. Că altfel dacă lăsați colorat, o să vă apară urât și o să aveți cu background în spate așa. Îi dați la transparent și nu o să aveți nimic în spate. Și după aia îi dăm aici Done. Așteptăm să încarce și după aia dăm să-l descărcăm. Ah, ok, a pornit.
Așa, și îl salvăm în calculator. Ok, acolo am salvat și nu mai avem de nevoie de browser. Și acum să trecem la editat, să ne facem thumbnail-ul nostru. Eu lucrez în Paint 3D, este și gratis și momentan în ăsta mă descurc bine. Nu am încercat și alte programe, nu știu. Nu știu dacă m-aș descurca cu ele, dar eu mă descurc bine cu ăsta și momentan fac cu programul ăsta, care este și gratis, este, după cum bine știți, este programul de la Windows. Și da, deja mi-am luat background-ul pe care o să lucrez eu. Și să vedem ce dimensiune are. Da, trebuie să-i fac dimensiunile care îmi trebuie mie. O să-i fac Full HD, 1920 pe 1080. Așa, ok. L-am făcut pe rezoluția care vreau eu. Și acum să începem să adăugăm imagini, pentru că este gol background-ul. Și dăm aici la meniu, dăm insert, adăugăm imagini pe care vrem să le... Așa că mă adaug și pe mine. Dăm să deschidem. Așa, și eu nu vreau decât să mă decupez pe mine. Ca să mă decupez, dăm aici la Magic Select. Apoi facem așa. După cum vedeți, vă arată și aici cum să procedați. Este foarte ușor, acest program este pentru începători și nu-ți dă bătăi de cap. Și în fine, dăm aici Next și el deja ne-a decupat ceva din persoana noastră pe care vrem să ca să decupăm. Și după cum vedeți, el n-a decupat bine. Așa că va trebui să decupăm noi, dar și asta va fi simplu, o să vedeți. Bine, poate alții știți și ați mai lucrat în Paint 3D și știți cum se lucrează, dar eu acum vorbesc pentru cei care nu știu să lucreze cu Paint 3D-ul. Și dăm aici la Remove, pentru că noi vrem să ștergem la guma asta de șters aici și o să ștergem, uite așa, foarte simplu. Deja, ia uite, dăm și aici. Deja se șterge singur până unde avem nevoie. Stai așa. Ok. Mai avem un pic aici. Așa. Dăm și aici să ștergem. Dăm frumos așa. Și până aici este ok. Mai avem un pic aici. Da, încă o bucățică aici. Bine, nu neapărat să facem perfect, cât de cât. Oricum este ok. Avem și aici un pic, nu neapărat, dar eu aș vrea să fac. Da, și în caz de vi se întâmplă să ștergeți prea mult, dați aici la Add, adică să scrieți, să completați. În fine, după ce am terminat să conturăm toată imaginea, tot personajul nostru, dăm aici Done și personajul nostru s-a decupat. După cum vedeți, uitați-l. Am decupat. Acum ce facem noi cu background-ul de la poza noastră? Păi dăm click pe ea și dăm aici la Delete. O ștergem. Și ea a dispărut. Da, după cum vedeți, stați așa să mut. Background-ul s-a micșorat, dar nu e nicio problemă. Îl mărim înapoi. Da, stați cam... Da, l-am modificat și nu e bine, nu-mi place. Da, personajul nostru e cam mare. Așa, micșorez poza mea. Da, micșorez și mai mult, pentru că e prea mare. Mai mărim un pic imaginea aici și apoi o vom pune aici. Asta să verific dacă a rămas la rezoluția care trebuie, dar a rămas. Deci este ok. Așa, și punem personajul aici. Îl fixăm aici. Da, cred că o să fac un pic mai mic.
Apoi mai adăugăm obiecte. Da, o să adaug din nou aici, dăm la meniu, insert, dăm să adăugăm câte ceva. Da, așa un pic, că nu văd. Da, o să adaug scrisul ăsta, dar stai, nu. Mai întâi să adaug asta, care mă interesează pe mine, în cazul meu. O micșorăm, că este prea mare. O punem aici. Mă scuzați. Da, și o punem. Da, cred că e bine așa. O fixăm aici. Bine, voi faceți cum credeți voi, eu o fac în felul meu. Eu doar vă arăt cum se face, cât de ușor este de lucrat cu acest program. Și este și gratis cu Paint 3D-ul. Asta o să o punem aici. Așa, mai adăugăm mai departe alte imagini. Hai să adăugăm și acum și textele pe care noi le-am făcut în acel program, pe acel site. Și începem să adăugăm textele care ne trebuie. Dar trebuie să-l mai măresc puțin, în așa fel încât cât îmi trebuie mie. Cred că e bine așa. Da, ok. Și adăugăm mai departe alte texte. Da, că am făcut, eu am făcut mai multe texte care îmi trebuie mie și trebuie să le adaug pe toate. Da, cred că personajul nu-mi place, e prea mare. O să-l dau un pic mai jos. Da, ok. Da, după cum vedeți, pot să mut. Da. Da, e ok. Dăm mai departe, insert. Și căutăm textele care ne trebuiesc, pe care le-am făcut pe site-ul acela. Eu am făcut mai multe, bineînțeles, dinainte. N-am vrut să lungesc acest tutorial și de aceea nu v-am arătat chiar tot, toate textele care le-am făcut. Nu v-am arătat decât un text pe care l-am făcut. Astea le-am făcut tot cu același program de pe site-ul ăla. Este ok. Așa, adăugăm mai departe. Adăugăm alt text. Așa. Unde mai este? Unde este? Unde este? Nu mai știu. Așa. Adăugăm și textul ăsta. Și ceva de genul. Da, ok aici. Cred că e bine așa. Da, îi mai adăugăm câte ceva. Îi adăugăm și niște săgeți. Da, o să pun o săgeată aici. Stai să o micșorez puțin, că e prea. Și o să facem ceva de genul. Cam așa. Apoi îi schimbăm, dăm aici fond, să dăm, să umplem, că după cum vedeți aici este gol și nu vreau să fie gol, aș vrea să umplu. Și dăm aici solid, apoi schimbăm culoarea și dăm o culoare roșie, schimbăm și aici, îi dăm tot roșu, ceva de genul, da, va fi ceva de genul. Apoi dăm aici, dacă vrem să punem și o să pun aici o săgeată și așa că îi dăm aici să o copiem, dăm aici să copiem și o punem aici. Deci vedeți cât de simplu este programul ăsta să lucrați în el și mai ales că este și gratis. Și da, o punem aici și săgeata asta, ceva de genul. Și să zicem că e aproape gata. Da, cam așa ceva. Verificăm încă o dată să vedem dacă e la rezoluția care ne trebuie, da, 1920x1080 este ok și să zicem că am terminat și acum o salvăm. Îi dăm aici la meniu, îi dăm Save As, dăm imagine, ne aduce aici, ne uităm aici să fie JPEG și apoi dăm Save, dăm aici Save, îi scriem numele, așa. În cazul meu, thumbnail. Varză.
Și apoi dăm aici să salvăm. Deci ăsta este thumbnail-ul care ne-a ieșit. Da, cam atât a fost, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să lăsați un like. Lăsați întrebările voastre și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dați și mai departe și prietenilor voștri. Dați un share pe Facebook, pe unde vreți voi. Și nu uitați de butonul acela roșu de subscribe. Cu voi a fost Doza cu de toate. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!